Pace și bună ziua! Astăzi suntem la bucătărie, intrăm drept la subiect, facem cartofi fileu și unghii veci, roșii, ceapă, ardei și cu cartofi fileu și înăuntru are daci multe tacâmuri de la somon, bag acolo unghii veciul ăla și tacâmul ăla de la somon și bine. Eu zic că e o mâncare rapidă, că eu tot pe grabă mi-s. Deci, Ange, ai înțeles ce fac? Da. Fac cartofi fileu cu ghiveci și înăuntru un ghiveci pun tacâm de somon în ghiveci. Și se mănâncă așa frumos. Tacâm de somon, ghiveci. Ok, și totuși ce faci cu atâta gutui? O să fac, vrea Dacian dulceață de gutui sau văd eu ce, că știi că se mai întoarce foaia. De așa ceva. Ați văzut ce am eu aici? Uitați ce am. Un coș. Natalia e răcită rău. Deci. Vreau mi copii. M-am întâlnit acum cu un fan de-a meu, domnul să-mi binecuvinteze, sper, și pe nevasta lui, un om în vârstă era, și când m-a văzut, săracul, i-a fost așa cumva și să-mi spună ceva, dar deja eu am știut, când m-a zis bună ziua, eu am știut că ce vrea. Adică? Și, bună ziua, sunteți de la doamna care face mâncare la televizor. E. Da! Eu misarea. Ce face Natalia? Cum îi? Bine, sănătoasă. Și o vrut să recuciu să șe niște ardei din ăla mai gras, dar pe la noi nu mai este piața așa bună. Și-o zis că vrea să meargă la Mihai Lupian. Și astăzi se pune la noi, când a fost un vânt cu o ploaie foarte mare, o căzut, crucea de sus de la biserică, nu știu cum să spune exact, crucea unde e sus, o căzut jos. Și acum o pune, după vreo 2 ani, dacă nu știu 3, câți ani e de atunci, Angie? Dai să mă gândesc când a fost furtuna aia mare. Acum 4 ani. Acum 4 ani și de-abia acum pune crucea sus. Acum 4 ani, că ți-mi minte când a fost furtuna aia mare. Și asta a fost vara. Păi vara, da. Și a fost așa o furtună. A, Natalia, a fost mică. A fost mică, a fost în pătuț, da, Natalia, da, mică, da, da. Mică, bebet a fost. Și a avut atunci un an, dar... Da, când a venit maica ta cu colega ei. Da. La noi. Atunci, da. Și a căzut... Aici... Cred că se spune cumva unde stă crucea sus. La turnul ăla sus. Se spune, dar eu nu știu să spun. Și-o căzut cu totul. Și acum, în sfârșit, îl pune, îi acolo poliție pe două părți, nu dă voie la mașini, să circule numai pe o parte, fiindcă îi macarau aia înaltă, care sunt oameni acolo unde să pună crucea, știi? O pus odată, când am trecut, era crucea pusă, nu știu de ce o dat-o iară înapoi jos, nu s-o păsărit bine ceva și acum iară lucrează acolo, nu știu ce, toată lumea se uită acolo la ei. Și acolo mai m-am stăcat un pic de timp, că m-am grăbit să vin acasă și mai am stat și eu să mă uit acolo. Și doamna de la schimb valutar, Adriana, să-mi spun o rețetă. Lasă-mă că mă crăcă. Să-mi spună sărăcuța o ginerele ei, cred că e arab. Și au dus să-mi spun o rețetă foarte faină cu curmale. Și a luat așa ca un fel de aluat fraget. Cred că nu am eu destul cratița aia. A luat fraget și pune curmale în el, cu unt, cam așa ceva. Eu mănânc acum
M-a luat Daci de la Lidl. Stolen. Deci ăsta e cozonac de Crăciun. Deja au apărut cozonaci de Crăciun. Și turte dulci au fost. Da. Un cui să iau, că am vrut să iau la și mâncare. Ăsta e cu marțipan și alune de pădure, dar e foarte bun. De la Lidl. Și mie îmi place cozonacul ăsta. E cozonac nemțesc, care se face întotdeauna de Crăciun. Și nu-mi vine să cred că deja a apărut în astea de Crăciun, în magazine, deci e prea repede, eu zic. Păi mai un pic că intră eu în noiembrie. În noiembrie, dar... Păi da, mai un pic și intră în noiembrie. La 1 noiembrie o nins de câteva ori, știu eu asta. Ce să știu să mai zic? Da, știu că era 1 noiembrie și trebuia să merg la vaccin cu Anca când era micuță și trebuia să dau șarupetă din aia de fâși umblănită. Punem în sare. Ne uităm și la rețetă. Am pus numai puțin sare. Acum lăsăm să fiarbă. Punem și capac. Așa. Și acum începem la ghiveci. Deci asta e mama lăsă. Numai să uită, mă, nimica numai. Dar seamănă pe ea, zici? Doamne ferești, că n-a fost mama mea urâtă. Mm-hmm. Mama mea a fost frumoasă. Săraca, ce să facem? Să știți că acum, uite, asta vine acum să povestesc, dar mă duc să-mi iau ceapă. Mm-hmm. Natalia se uită la desene și vrea să mânce țăi-țăi. Da. Ce să facem, da? Da. Mami, iau tici. Acolo este. Mami, iau tici. Mhm. La noi e așa, așa, așa și așa vremea. Deci ai găsit dovlecei. M-am găsit un dovleac, morcov. Uhum. Și acum îmi iau ceapă. Ți-a luat iar vegeta. M-am cumpărat să din aia fără monoglutamat de sodiu. Cu sare de mare. Deci noi ăsta îl folosim și e foarte bun. Acum este că nu găsim pe rafturi vegeta asta și mai luăm și noi din aia care na, da, nu prea ne convine, dar nu. Dar sincer să fiu, dacă nu pui un pic de vegeta, parcă n-are gust mâncarea, chiar și în sosuri. Dar eu am crescut cu vegeta, că și bunica mi-a punea vegeta în mâncăruri și în ciorbe și... Deci... Nu știu, și maică mea. Poate o fi care nu suportă vegeta și s-o învățat așa și așa e bine, foarte bine. Dar păi eu dacă pot să spun că de când mă știu e vegeta asta pe capul meu. Și atunci ce să mai spunem? Deja s-a pus tigaia pe foc. Cumere. Punem ceapa. Punem ceapa. Așa, mai solzișori. Aici fie pe cartofi. Frate, merg strună. Da. N-am făcut niciodată ghiveci cu pește. E prima să... N-am pus pește în ghiveci. Pește l-am prăjit. L-am făcut eu cumva, e da? E o premieră. Da. Deci niciodată noi n-am făcut asta, dar acum încercăm, da, să vedem încercăm cum e. De cum Dumnezeu să fac oasele alea?
acum, cât așa se vie gust. Parcă nu-mi vine să cred să răcească Natalia halul ăsta de fiecare dată când merg la grădiniță. Da. Ea nu a fost așa. Ăsta ar trebui să-l pun mai târziu. O lăsa mai târziu. Stai să pun un pic de sare să moaie aici. Okay. Să meargă treaba de așa. Și noi nu vrem ca ceapa să se prăjească. Și punem apă. Așa. Universalul numele. Da, dar uite că e problemă cu el. Trebuie șurubul strâns. Deci când aveți probleme cu capacele, trebuie șuruburile strânse la mâinile astea. La asta l-am, cred că l-am strâns eu, nu știu sigur, la care am strâns, l-am strâns la unul din ele. Și ia că așa, ai strâns, așa? N-am cu ce. Ăla nu merge, nu merge, sau? Ba, mă, uite acolo ce faină șurubelniță! Merge și așa, cu stensilele de la bucătărie. Mama nu mai merge, gata, destul lucru. Hai să mâncă de spate. E, deci. O, ce bine încă. Da? Hai mai bine. Hai să uite-te, hai să vezi. Trebuie strâns bine șurubul și atunci... Da, că se mai deșurubează așa între timp. Ca la orice... Aici se face. Lucru care are șurubul. Aici se face. Și aici dăm drumul. Așa. Lăsăm un pic și atunci... să pun ardei. Oi, ce fain pătrunjei m-am luat. Și uite ce ardei ăsta să-l pui pe iarnă să se crească, știi? Mie așa îmi place lat, așa capia. Da. E foarte faină capia. Mami, când făcea ghiveci, făcea cu orez și punea și, nu, ardeiul, dar ardeiul are pielița aia, știi? Și nu-mi plăcea pielița aia când o vedeam acolo, trebuia să o dau la o parte. M-am gândit și eu să fac orez, dar Natalia nu prea să-mi facă orezul, poate mai bine cartofii eu. Da. Nu poți să faci 10 feluri de mâncare. Pentru Natalia altceva, pentru noi altceva. Pentru soțul, dacă îi fac o oală de fasole, fasole mâncă toată săptămâna. Dar bine, mâncă e și aștelante, dar dacă n-are ce mânca altceva, de ce e mâncă fasole? Cam așa. Natalia a fost. Eu am zis că vine tatăl.
punem acolo să se moaie toate. Da, îți dai seama ce bunătate e aici. Și aici o să piasă cartofii și mai punem peștele și ciuscă. Încercați cu dovleac la ghiveci, dacă n-ați mai făcut, faceți cu toată încrederea că e foarte gustos. Să știți, îi dă un gust minunat. Fata lui verișoara mea, aia din Belgia, o sta la mine vreo lună de zile, trebuia să plece la, în Germania la lucru și aici trebuia să o suni și de aici să plece. Și când am făcut cu dovleac, ea n-a spus ce să spun acum, că așa ceva n-am mai mâncat eu, dar n-a spus nimica. Și când a văzut ce gustos e, ce bun e, în cealaltă zi s-a dus ea la piață, sărăcuța, și eu nu știu ce dovleac să cumpere, m-a luat doi dovleci așa mare, pentru că nu acum să aibă. Da. Tot era plin cu sămânță, dar nu a fost problemă. Dar nu-i care ăsta așa crud. Da. Ăla e pentru să răsănești mai bine la... să faci un sos, știi? Mm-hmm. Da. Și m-a luat săraca Lena. M-a luat așa mare să fac. Deci ați văzut câte am pus aici în ghiveciul ăsta. Am pus și roșii, am pus și ardei, am pus și morcov. Și de toate. Și lăsăm acum să se dinspe. Exact. Și atunci... și gata. Și gata tot. Mă duc la Natalia, că nu știu ce vrea. Da, nu mai vreau să mai mă complic. Așa. Acolo sunt mirodenii, din astea multe frunze tocate. Deci, să știți că e condiment curătoare. De toate, da. Și acum punem puțină vegetă. Așa. Și punem pește înăuntru. Ca să facă și el aici împreună cu legumele, să primească gust. Și atunci mai stă un pic la fier și gata. Și gata și cartofii. Parcă treabă puținul lui, fără ulei, cu toate că n-am vrut, dar mai să cere câteodată. Și acum punem aștia aici și Dumnezeu cu mila. E foarte agitată ara.
Îi dă gust într-o cazul. Chiar dacă n-ai ce mânca de aici, să zic eu, dar îi dă gust. Vistoș. Ce-o uitat am și știu eu. Vistoș. Da. Așa. Punem capac. Și să vedem ce iasă de aici. Și cartofii să facem imediat și gata. Gata, revenim. Și aceasta este realizarea mea. Eu zic că e o mâncare minunată. Ce nu ați văzut dumneavoastră, că Angie s-a dus să îmbrace pe micuța, în ghiveciul ăsta am mai pus la sfârșit 4 cățăi de usturoi. Atât am pus. În rest, aici, într-adevăr, nici aici n-ați văzut când am zdrobit cartofii, am pus puțin lapte și puțin vegeta. Ne grăbim că trebuie să mergem la logoped. Deci așa arată. Eu zic că e mâncare minunată și ea, ca și celelalte. Chiar aș mânca și dăm timp. Când vin apoi? Uite, ia savuri. O zi minunată vă dorim. La revedere, pace!